Imaginea neagră și urâtă a Bacăului a ajuns și peste hotare. Numai într-un singur an, 175 de băcăuani au fost arestați în străinătate, alți 14 reținuți de autoritățile din alte țări pentru comiterea de fapte penale deosebit de grave, iar 6 au fost extrădați. Statisticile Serviciului Public de Pașapoarte Bacău vorbesc de la sine. Îngrijorător este faptul că numărul infractorilor băcăuani acuzați de jaf armat, furt, acte de violență, falsificări de carduri și chiar trafic de droguri a crescut foarte mult. Dacă în anii trecuți băcăuanii certați cu legea care comiteau fapte ilegale peste hotare era destul de scăzut, acum numărul infracțiunilor comise de aceștia în țările străine a crescut alarmant de mult. Într-un singur an, 175 de persoane din județul nostru au fost arestați în străinătate pentru comiterea mai multor infracțiuni. Pentru ei, instanțele de judecată au dispus limitarea și chiar interzicerea dreptului de a mai intra în statul în care au comis faptele penale pentru o perioadă de la 1 la 3 ani, în baza unor hotărâri judecătorești definitive. În Cipru, Armenia, Spania, Turcia, Germania, Polonia, dar mai ales în Italia, Grecia, Franța și Belgia, băcăuanii noștri au fost acuzați de fraude bancare, furt calificat, conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice, tâlhărie, viol, falsificare de bancnote și, mai grav, trafic de droguri. A crescut alarmant numărul cetățenilor români din județul Bacău care au fost arestați în diferite state, în special din Europa. S-au înregistrat 175 de arestări, cele mai mulți au fost arestați în Italia, 73, în Franța, în Spania, Grecia și Turcia. În toate aceste cazuri se verifică în baza de date deținătorul pașaportului și se retrage actul. Dacă persoana în cauză nu figurează în evidențele serviciului, se face această mențiune în baza de date și nu-i se mai emite pașaportul. Din păcate, au mai fost înregistrate și alte cazuri nefericite, în care băcăuanii și-au pierdut viața în afara graniței țării. Față de anul 2008, în anul 2009 a crescut foarte mult evenimentele în care au fost implicați cetățenii români în străinătate. De exemplu, în 2009 s-au înregistrat 38 de decese, printre care se numără sinucideri, accidente de circulație preponderent, accidente de muncă, violență și chiar boală sau cauze naturale. Pe total, într-un singur an, pe teritoriul străin, alți 14 băcăuni au fost reținuți, 6 extrădați, 17 accidentați grav și 9 au fost internați în spitale din cauze diferite. Alte sute de persoane din județul nostru au primit hotărâre de suspendare a dreptului de a mai ieși din țară pe o perioadă stabilită de instanță.